Carla Bruni, soția lui Sarkozy, va fi audiată din nou în dosarul în care fostul președinte este acuzat că și-a finanțat ilegal campania. Nicola Sarkozy urmează să fie judecat la începutul anului viitor, printre alte capete de acuzare din dosar pentru deturnare de fonduri publice, corupție pasivă și finanțare ilegală a campaniei electorale. Nicolas Sarkozy, președinte al Franței între 2007 și 2012, e acuzat că și-a finanțat campania electorală cu ajutorul unui comision confidențial de 50 de milioane de euro primit din partea lui Muammar Gaddafi, comision obținut în cadrul unui contract prin care Franța a vândut Libiei echipamente de control pentru internet. Sarkozy așteaptă să fie judecat la începutul anului viitor pentru deturnare de fonduri publice, corupție pasivă și finanțare ilegală a campaniei electorale, printre alte capete de acuzare din dosar. Carla Bruni Sarkozy Că să fie inculpată pentru mai multe capete de acuzare în același dosar, precum tăinuirea influențării marturilor sau asociere în vederea comiterii de infracțiuni în grup organizat și în vederea coruperii personalului judiciar din Liban, țară unde s-a refugiat martorul cheie în dosar Ziad Takendin. Din acest interogatoriu, a cărui dată încă nu este cunoscută, Carla Bruni Sarkozy ar putea ieși inculpată sau sub statutul mai favorabil de martor asistat. Ea a fost deja interogată de două ori de anchetatorii de la Oficiul Central de Luptă împotriva corupției și a infracțiunilor financiare și fiscale. Procedura judiciară are ca scop murirea rolurilor jucate în această afacere de mai mult de 10 persoane din anturajul lui Sarkozy, în special intermediarul franco-libanez Ziad Takendin, care și-a schimbat radical declarațiile anterioare într-un interviu. La sfârșitul anului 2020, Ziad Takendin a retractat brusc în acel interviu afirmațiile ce îl incriminau pe Sarkozy, după ce fusese principalul acuzator al acestuia din urmă în dosarul fondurilor libiene care ar fi fost plătite de regimul fostului dictator libian Muammar Gaddafi. Acesta din urmă a fost răsturnat de la putere și ucis în 2011 într-o rebeliune armată susținută de statele occidentale, dintre care Franța a condus atunci de Sarkozy s-a evidențiat printre principalii protagoniști. Recent, potrivit unor noi elemente, Mentele anchetei, procurorul însărcinat cu dosarul crede că a descoperit dovezi ale utilizării unei linii telefonice secrete de către Carla Bruni Sarkozy. Conform procurorului, respectiva linie telefonică ar fi fost folosită în special pentru ca fostul cuplu prezidențial să primească mesaje de la Mimi Marchand, suspectată și ea de implicare într-o operațiune în urma căreia Ziad Takendin a retractat acuzațiile. Refugiat în Liban pentru a nu fi arestat în Franța, Ziad Takendin s-a răzgândit ulterior încă o dată, menținându-și declarațiile inițiale la o audiere în fața anchetatorilor.